Ia uitați-l pe moșu cum cosește de dimineață cu roua, cu roua diviniții. Ia uitați-i priveliște. Mănăstirea humorului și gospodarei satului. Bucovine, plai cu flori, unde sunt ai răi feciori. Bucovine, plai cu flori, unde sunt ai răi feciori. Dar să-ntorc la va primăvară. Câți ani aveți, domnul Florea? 77. O să vă spun Badea Florea. 77, Badea Florea. Florea lui Samuel Strâmbului, un gospodar din Mănăstirea Humorului. A cosit singur o livadă imensă, singur la coasă, cum se cosea mai de mult. Ia uitați-l, vrednic, în putere. Aveți multe animale? Nu știu, sunt animale. Aveți vaci sau oi? Am două vaci și nu, oi n-am. Oi n-aveți? Două vaci și niște ziței. Aha. Și îi țineți pentru dumneavoastră, da? Da, mai dau, mai tai, mai rog, da. Mai ține lumea cum animale? Mai ținem, dar nu aveți ce faci cam acolo livadă și nu am ce faci cu ele. Aha, aveți multă livadă și nu prea aveți ce face cu ele. Avem trifălci acolo cu dumitul pe largă. Da, da, da. Îngrijiți acolo le duc și apoi toamna le mai duc pe ei. Da, da, da. Mai ține lumea așa animale ca să aibă în gospodărie? Puțini. Foarte puțini, așa e? Mai ține așa pentru dânsul, dar mulți n-au vași. Da, da, da. La o vașcă nu orientează. Tăci e scump, tăci nu se plăcește, laptele nu se plăcește, carnea nu se plăcește de cea, omul e scump, cosetul e scump și mai bine să lipsească omul. Și dumneavoastră ce faceți cu laptele, cu... Da, am vândut-o. Ați vândut acum una o vacă? Am o lună și am luat alta, o tai cu vinile și o tai. Da, 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 da. Mai dau prin sat, la Nelicopcile, la Dora, la Victor, așa, mai la porc, am un porc, am avut doi, vreun dat, am doi. Am înțeles, Badea Florea. Nu. Dar spuneți-mă, acum mai vine lumea să cosească pământul, l-a făcut căpițe, la poloc, la puțin, arat. Puțin, cu aratul nici de cum. Mai sunt tractoarele astea, mai... Aha. Mai are cu cioleacă, dar puțin, mai cosesc el, dacă n-ar și tractoarele, ar și mai, n-ar și cosesc nici atâta. Da, 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 am înțeles. Câmpul. Dar acum au utilaje mai ușor și îl mai... Avem utilaje ușor. Îl mai cosesc. Înaintez și cosesc omul de muncă. Omul de muncă trebuie un milion la zi. Și da. Acum omul e scump, vrea bani ca în Uniunea Europeană. Femeia e un milion la zi. Un bărbat și două milioane la altă parte. Unul jumătate și două. Două milioane la zi? Da, 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 da. Cu șlicul nu e puțin și cu bani nu avem venit. Și o să mai țineți pământul așa cât sunteți vrednic? Cât o mă întâi. Cât o da Dumnezeu putere? Și mai vrea că nu am mai ținut băieții. Dacă A mai vrea. Hai cu eu așa la bază, după ce mai vreau să fac. Badea Florea, dar costumul popular tradițional din la noi, din Mănăstirea Humorului, îl îmbrăcați des sau doar în sărbătorile mari? Încă mă sfârșesc cu femeie, că mai am, le mănâncă și gâzgâlițele astea, jernii. Dă molea la bundițe, la tot și costumul. Am și țară, am și cămiș. Și am învățat să mă mai mult nimțeași de astea. Exact cum se spune la noi în ziua de azi, să te îmbrăcați nimțește. Mai eu, la zile mari. Da, dar la Paști, la... La zile mari, nu eu. La hramul Mănăstirii Humorului. Mănânci de mult, eram eu mic, aveam, unii mai erau 5,
erau 5, era Ițari, era Cămeșe. Badea Florea, hai să ne așezăm oleacă jos ca să vă mai întreb un alta. Așa că s-au schimbat tăci. S-au schimbat vremurile, așa s-a este. S-au schimbat vremurile. Hai, ce se face? Și conducerea e cadența și s-au schimbat că noi, domnule, după cimp. Ia. Așa este, așa este. Mai puțin, mai fuge omul cu un lemn, mai fuge cu o altă parte, mai cu o rufă, mai cu un fișii. Așa este. Și la câmp mai puțin. Da. Badea Florea, vreau să vă întreb, știu că aveți 77 de ani, mulți înainte să vă dea Dumnezeu și putere de muncă. Mulțumesc. Ce părere aveți dumneavoastră de boala asta care a venit acum în toată lumea, de pandemia asta? Având în vedere că ați trecut prin multe în viață. N-am, m-ai oferit Dumnezeu. M-ai oferit Dumnezeu. Am mai fost pe spital, așa ea, cum am fost cu inima, dar mă rog la Dumnezeu și-mi fac rugăciuni. Și dacă aveți credință în Dumnezeu, și, totul trece. Și mă ține, cât a vreo zile. Am avut să mă omor un animal, acolo. Serios? Era să mă omor un animal, dacă nu-i puneam în cap. Dar cum a fost întâmplarea, de ce? O vacă sau un cal? Un vițel. Și apoi am stat în spital o săptămână, trei zile. Și apoi am venit acasă. Și așa e cu una și cu alta, mai s-o stricat trebuie tare. Deci dacă avem credință în Dumnezeu... Măi, cât e puțin. Așa este, așa este. Mai plăcem o slujbă. Mergeți des la biserică dumneavoastră? Mergeți des la biserică? Eu rar sărbătoare să număr cumva, cum îți merg fie. Foarte frumos. Eu, duminica dimineața, catul de animale. Și eu și mă duc la biserică. Când vin, nu le încid. Cam așa la păscut. Nu le încid și eu am și țeia. Și vin... Și eu n-am fost la biserică și vin acasă și mănânc, parcă mănânc mai bine, ca când... Ați mâncat în fiecare dimineață. Da, ca când iese zile. Exact, foarte frumos. Așa că mai zicem într-o carte când avem când, dar puțin, ne rugăm cam puțin. Ne rugăm la Dumnezeu. Deci nu vă rugați cât ar trebui? Nu. Vreți să spuneți? Așa am spus și la popa când m-am spovedit. Făcem rugăciuni, ne rugăm, dar nu dejuns. Nu după calci, dar... Da. Dar cât e puțin, dacă e roși, așa este. Face mult. Și puținul îl poți lungi și îl poți și ajuta. Nu așa altă. Da. Așa este. Badea Florea, da. Vreau să vă mai întreb ceva. Ce sfătuiți tineretul în ziua de astăzi să facă? Mai ce să facă? El nu vreau să lucreze. La cât e... La... Vezi că le cântă una altă. Da, le place distracția, la distracție, plimbările. Nu mai vreau lumea să lucreze ca mărenții. Mărenții lucra mai bine. Mai am lucrat cât e șmecherii, dar mai puțin. Și mulți nu vreau să lucreze. Și școală nu-i. Așa este. El, când era mai hăt, dar el îți mergea la școală. El făcea școală. La școală mereu la școală de stat cu Ceaușescu. Școală de stat. La școală de stat îți da ia să-ți da servici și îți da și broc, plăcei, așa. Și după Revoluție și-o făcut. O stricată și trebuie. Tot s-a ruinat, tot s-a furat și-a ieșit lumea vagabondă în lume, în țară și toată țara, toată lumea. Așa este. Și rătășite. Așa, ia auziți că... Român cu neamț, cu ucrainean, s-au dus să trăiască, na. Că doar în aici nu-i fără. Au fost așa, doar așa a fost România bogată, au avut din lucru. Dacă
o ruinat, s-o furat, s-o vândut, s-o furat. Și o trebuit să se ducă, dacă nu se ducea, era mai prost. Că ieșea alte minuni, mai rea. Că a ieșit tot bună și putea să mai iei și mai ieși ceva. Era să mă duc, nu iasă. Și am, încă o treabă. Am să duc și umplu lumea. Așa e. Oameni. Așa este. Plăcesc când vreau, cum vreau. Angajat, nu angajat. Și aici la noi. Dacă lucrează, era într-o fabrică, era toate prinzii la cineva, erai angajat. Sunt mulți neangajați. Mulți neangajați și dacă ajungi omul bătrân, nu mai are nimic. Cât e tot bani? Da, da, da. Și mulți sunt, dar n-aveai ce faci. Mulțumim la Dumnezeu de sănătate. Și ne poate, i-a dat Dumnezeu când i-a plouat. O plouat cu aia curată, nu a plouat nici, nu nici, nu a plăcut geața. N-a venit ploi ca să ne iei gearurile la vale. Vezi că încolo, unii locuri au mai dat rupirii din nord și au făcut minuni prin țară. O luat căsă. Așa este, au fost ploi foarte, foarte mari. Și se face și așa ia. Și așa lucrat zilnic în fiecare zi de dimineață până seara târziu? Mai cam la câmp, mai la mai dau, nu, am mai dus. Totul îi dau, dacă mă duc cu niște fâni la vale, alta e una, alții mi m-a dus o iarbă la zici, nu știu și, și se găsea și lucruri. Dar tot nu pot dormi noaptea, De ce? Bătrân. Din cauza bătrâneții? Ne-am stricat bila. Ne-am stricat bila că zivă 5-6 ani nu pot dormi ca lumea. Am și eu și bătrân. Dar nu mai cum a fost odată, e gata. Așa este, da. Și-a da, trecut da, da. Ca un vis trece. Trece ca un vis. Și am ajuns bătrân. Mai eram copcii, așa ia cine? Măi, ăștia la-i bătrân, are 60, 70 de ani, 80 de ani. E cam ajuns în noi. Așa e, viața trece foarte da, repede. Băi, și hai că se mai grăim. Te smărim. Așa e. Nu rămâne smărâs. Dar și crezi că e în mori. Dacă, după fapt ce? Deci și fapt ce ai acolo? Ai tu. Mai bine să nu juri, așa, nu ți scăpi. Și mai poți să iei o zi, așa ia, una altă. Și roagă și la Dumnezeu că nu știi. Și spune și în carte. Așa la tineri se poate face să moară, că... Așa, să mă mut în partea asta ca să iau un cadru mai bun. Așa că... Așa este. Mulțumim frumos, Badea Florea, pentru... toate sfaturile dumneavoastră la 77 de ani. Să știți că noi prețuim foarte mult povețile dumneavoastră și toate sfaturile. Să vă dea Dumnezeu viață lungă, putere de muncă și... Doamne, și la toată lumea, sănătate și... O să mai vin la dumneavoastră când vă văd așa prin livadă muncind. O să mai trec să mai povestim, să vă mai întreb despre ale satului. Când mă mai vezi, mai vine pe la noi, mai povestim necazurile și durerile. Sigur, mulțumim frumos și Doamne ajută, spor la treabă. Sănătate.